Chiar dacă au fost publicate pentru prima dată în 2012, primele cărți de colorat de succes au ajuns să se transforme acum din hobby într-un adevărat trend. Mulți cercetători recomand acum coloratul ca alternative la meditație, în special în rândul celor care nu sunt suficient de răbdători. Terapia prin artă este definită drept utilizarea terapeutică a creației artistice de către persoane, care la un moment dat trec prin experiența unor boli, traume sau provocări ale vieții. Prin artă se explorează sentimente, se reduce anxietatea, se pot reconcilia conflictele interioare emoționale și crește nivelul încrederii în propria persoană. În ciuda faptului că terapia prin artă și coloratul nu au același impact, coloratul oferă o serie de beneficii asupra sănătății mintale. Desenul are potențial terapeutic, reduce anxietatea, crește nivelul de concentrare, induce o stare de calm și alungă stresul. Un studiu revoluționar efectuat în 2005 a demonstrat faptul că nivelul de anxietate scade în momentul în care persoanele colorează mandala, definite ca imagine simbol ce servește ca instrument al contemplației, cercuri și pătrate combinate în mod variat pentru a construi o Gramă în budism poate fi cu adevărat eficient pentru persoanele care susțin că nu sunt talentate în ale desenului. Psihologii spun că persoanele mai prudente găsesc mai mult calm în colorarea unei imagini, iar concentrarea pe o activitate simplă și repetitivă aduce mai multă relaxare. Cu siguranță merită încercat.